Bună, sunt Cosmin și acum vom vorbi despre camfrog. Este extrem de important să comunicăm cu persoane care ne seamănă sau care au aceleași interese și preocupări ca și noi. iar internetul poate ajuta persoanele cu deficiența de auz să dezvolte și să păstreze astfel de relații. Rapid și cu costuri reduse putem vorbi cu persoane care nu sunt în apropierea noastră, prin intermediul rețelelor de socializare. Cum este Camfrog? dar ce este CamFrog Este o comunitate online care permite în special persoanelor cu deficiențe de auz să comunice prin intermediul limbajului mimico -gestual în fața WebCam-ului care se activează automat la conectare. Cum poți intra în această comunitate? Crearea unui cont în această comunitate are o serie de beneficii. Dar trebuie să ținem cont și la diversele riscuri. Ca și beneficii, am putea menționa că persoanele care împărtășesc același stil de viață. Pot să vorbească cu colegi sau cu rude, să afle lucruri noi, și să vorbească cu persoane din alte țări, să participe la diverse concursuri. Dar cum nu toată lumea, de pe internet este sinceră, este bine să ne protejăm. Când deschizi webcam-ul, în spatele tău pot apărea lucruri personale. Și persoanele rău intenționate pot să profite de aceste informații pentru a-ți câștiga încrederea. Mediul tău și informațiile despre tine și familia ta sunt extrem de importante. Trebuie să ai grijă să nu împărtășești secrete cu persoane cunoscute pe internet. Atunci când intrăm într-o comunitate nouă, este important să păstrăm anumite reguli și să încercăm să fim cât mai responsabili. Este bine să fim noi cei care avem grijă și să fim atenți pe camfrog la câteva aspecte care ne pot proteja. De exemplu, culorile utilizatorilor. Este indicat să ne facem liste de prieteni și să accesăm camerele cunoscute, respectate. Și să nu lăsăm persoane străine să ne comunice, să vorbească cu noi dacă nu sunt în lista noastră. Putem sta pe Invisible. și să contactăm noi persoanele cu care dorim să vorbim. Acest lucru ne ajută să nu pierdem timpul inutil în discuții neimportante. Rămâi pe invisible pentru a alege tu persoanele cu care vorbești. Acest lucru te poate ajuta să nu pierzi timpul în discuții neimportante și să faci alte lucruri care îți plac. Dacă bifezi această opțiune, nu vei mai primi mesaje de la persoanele care nu sunt în lista de prieteni. Reține că este foarte important să fii atent la cei pe care îi ai în listă. Pe internet, oricine poate să pretindă orice. Nu înseamnă însă că spun de fiecare dată adevărul. Nu uitați! Oricând cineva vă deranjează, blocați-l! Ție ce ți s-a întâmplat? Cunoști pe cineva care a întâmpinat astfel de situații? Povestește-ne și găsim împreună cea mai bună soluție.